Salutare și bine ați revenit la un nou video. Astăzi putem să, în final, să asamblăm PC-ul. Am ajuns toate componentele. Așa că pentru început am luat placa de bază. Am pus-o pe cutie. Și am început asamblarea procesorului în primul rând. Nu mai trebuie din cutie cele două cabluri SATA, șurubelul pentru M2 și panelul din spate de la placa de bază. În primul rând am identificat pe placa de bază unde este triunghiul pe socketul AM4. Am ridicat pârghia care ține procesorul în loc. Acum scoatem procesorul din cutie și avem grijă să aranjăm, să-l poziționăm în așa fel încât triunghiul de la procesor să fie pe același colț cu triunghiul de la socketul de placă de bază. Ne uităm la el, tot pinii sunt drepți și acolo este triunghiul în colțul de jos și avem grijă să-l poziționăm corect. După cum ați auzit, nu este nevoie de forță, el pur și simplu cade în locul lui. Iar acum închidem înapoi pârghia și verificăm că procesorul este la locul lui și e strâns bine. Coolerul care vine cu Ryzen 5 3600 în cutie nu are nevoie de acești doi suporți, el se prinde direct pe placa de bază. Dar să nu aruncați acești doi suporți, pentru că în cazul în care o să montați un alt de cooler cândva, s-ar putea să aveți nevoie de ei. Iar îl avem în cutie. Ok, hai să montăm coolerul. Se vede aici ce, cu mare grijă să nu stricăm ceva, dar neapărat să fie strâns bine, să existe contact între cooler și procesor. Ce? Ok, și ultimul lucru este să îl conectăm la CPU fan de pe placa de bază. Am înțeles că se poate lega și la alte sloturi de cooler de placa de bază, dar ce mai bine să legăm la asta ca să nu avem erori. Mai apoi urmează să montăm cele două plăcuțe de RAM. Eu le-am montat în sloturile 2 și 4. Ok, următorul pas este să montăm placa de bază în carcasă și urmează să montăm sursa și placa video. Aici am avut niște probleme deoarece carcasa a venit cu șuruburile de fixare
pentru plăci format mini ATX. A mea era ATX, așa că pentru unul neexperimentat ca și mine a trebuit să tot să o iau, să o pun, să verific care șurub, în ce gaură să-l mut, ca să coincidă cu formatul ATX. Am montat șuruburile, am reușit să le strâng toate, placa de bază este foarte bine fixată. Am avut aici niște probleme cu ea, deoarece nu a fost modulară. Era un pic cam incomodă fixarea. Avea foarte multe cabluri acolo în spate. Ok, am reușit să montez sursa, acum am legat cablurile de la carcasă, de la butoane și de la USB-urile din față pe placa de bază, cele de la butoane și de la LED-ul de hard disk au fost cele mai greu de montat. Nu știu de ce le fac încă pot așa, cu... e câte un pin pentru fiecare, pentru power, un pin cu două sloturi pentru power switch, unul pentru reset switch și unul pentru hard. Și din ce am înțeles, toate plăcile de bază au în exact aceeași poziții pinii ăștia. Ar trebui să facă o mufă compusă pentru ele. Vă speriați, cablurile nu rămân așa. În final, acum am vrut doar să le leg, să fac o test, să văd că pornește sistemul. Acum urmează să montez placa video. Am luat-o din cutie, am dezlipit de pe ea stickerele. Iar acum vreau să verific care sloturi de la carcasă trebuie să le deschid. Întâi o să dau jos protecția pentru sloturile, iar apoi trebuie să le deșurubez. Aici am avut probleme destul de nasoale, zic eu, cu carcasa. Cred că e singurul minus pe care l-am descoperit la carcasa asta. Sloturile nu au șurube sau nu, they don't slide in. Nu se pot lua și să se monteze înapoi. Ele cumva sunt lipite la capăt și trebuie să le rupi, ca și cum avea o tablă care tot îndoi până când se rupe. Problema a fost că placa de bază deja era montată, iar partea aia care trebuia să se rupă era fix lipită de placa de bază. Și când am început să văd de ele, să le desprind, un pic am atins placa de bază. A fost un pic greu. Și probabil trebuia să știi dinainte unde îți vine placa de bază, unde e placa video, ca să le desfaci sloturile astea înainte să mute placa de bază. Mi se pare un pic aiurea lucrul ăsta la carcasă. Adică am văzut carcase mai ieftine care aveau sloturile astea din spate demontabile și montabile înapoi. Adică se iau mai ușor jos decât așa să rupi metalul.
Am mutat și placa video și acum să facem un test. Și am pornit tractorul. După cum se aude, l-am oprit, l-am pornit iară și tot așa se auzea. Am avut niște emoții aici. Problema a fost că unul dintre cele trei fanuri de pe față, chiar cel de sus, avea problemă la montaj și se atingea cablul când se învârtea. Așa că a trebuit să desfac partea din față, să iau coolerul jos și să trag un pic de cablul ăla, să reglez, să nu mai atingă elicele de la ventilator. Iar după aceea sistemul a fost foarte silențios. Înainte de a face reparația, am verificat și că toate componentele sunt la locul lor și că sistemul le recunoaște. După cum vedeți, CPU, RAM-i, placa video. Aici, după cum vedeți, RAM-i sunt doar la 2133 MHz. După ce instalați Windows, va trebui să dați un boost din BIOS ca să recunoască viteza de 3200. Și gata. Uitați ce frumos e. E foarte fain chestia asta cu culorile la ventilatoare și poți să programezi cum vrei tu. De asemenea, observați cât este de silențios. Ok, atât a fost pentru astăzi. Până data viitoare, numai bine!